1959, după vizionarea două filme germane bazate pe autobiografia unei doamne pe numele ei, Maria von Trapp, producătorii americani s-au gândit să facă un musical. Și ce musical a ieșit, ca să nu mai spunem de filmul din 1961, una din cele mai cunoscute și mai frumoase povești despre puterea uimitoare a muzicii. De la împlinirea expresiei personalității, la depășirea dramelor personale și chiar la reîntregirea unei familii, muzica e capabilă de adevărate miracole. Ce contează că la oaltă stau un colonel austriac rece și obsedat de disciplină, sau o guvernantă aiurită, sau un puș de 5 ani, sau adolescent îndrăgostită? Muzica voaluează toate aceste incompatibilități și deschide calea spre o armonie inconfundabilă. Piesa pe care urmează să o ascultați le-a plăcut atât de mult producătorilor filmului din 1961, încât au decis să o introducă de două ori. Sunt convins că o să ne împărtășiți entuziasmul. Edelweiss, Sound of Music.